Biblioteca județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva a reușit deja să înregistreze la OSIM ca marcă înregistrată concursul Citești și câștigi pentru o perioadă de 10 ani. Concursul este dedicat elevilor din toate școlile din județ și atrage o mulțime de școlari dornici să descopere tainele cărților, dar și să demonstreze că au cât mai multe cunoștințe. Biblioteca județeană a inițiat proiectul Citești și câștigi cu scopul de a atrage un număr cât mai mare de tineri către carte și lectură. Rezultatele obținute an de an de către liceele concurente, de către elevi, au dovedit din plin că organizatorii nu s-au înșelat și concursul este deosebit de benefic pentru elevi pentru că le lărgește orizontul cultural. Începând din acest an, concursul județean de cultură generală Citești și câștigi este marcă înregistrată a Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pe o perioadă de 10 ani. Acest lucru a fost posibil mulțumită sprijinului Consiliului Județean Hunedoara, a muncii bibliotecarilor implicați în proiect, a fiecărui profesor și elev care au participat la acest concurs în fiecare an și nu în ultimul rând sponsorilor noștri, care în fiecare an sunt alături de noi și de echipele participante, oferindu-le câștigătorilor premii consistente. Suntem bucuroși că munca fiecăruia a primit și această recunoaștere. Mulțumim din suflet tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, a transmis Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene.